Ziua, bună seara, bună dimineața, dragi români de pretutindeni, fie că vă aflați în țară sau în străinătate, vă salutăm din nou la un nou episod al podcastului nostru. Fraților, se apropie mica unire, se apropie 24 ianuarie 2022, în care celebrăm 163 de ani de la unirea principatelor române, Muntenia cu Moldova, ținută pe malurile Milcovului cu grăbire, ca să spunem așa, un proiect care a fost dospit timp de sute de ani și doar în acei ani de secol XIX a putut fi cristalizat. Că mai târziu, în 1918, Transilvania și Basarabia să revină și ele la patria mumă. Chiar dacă nu pentru mult timp, datorită vicisitudinilor de atunci, din epocă, și mai ales celui de-al doilea război mondial. Dar să vedem un mic istoric al evenimentelor de atunci, care au precedat cristalizarea proiectului românesc în cuget, fapte și în simțiri. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, evoluția societății românești a stat sub semnul ideii de emancipare națională. Elitele din principate intensificându-și eforturile în vederea redobândirii, într-o primă fază, autonomiei politice de care se bucuraseră Muntenia și Moldova înainte de instaurarea domniilor fanariote. Revoluția lui Tudor Vladimirescu din 1821, cu toate că s-a soldat cu un eșec, a avut drept consecință restabilirea domniilor pământene, un prim pas în direcția îndeplinirii dezideratelor exprimate încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În memoriile și proiectele de reformă ale boierilor moldovlahi, adresate marilor puteri, cu scopul sensibilizării acestora față de problemele principatelor române. Câțiva ani mai târziu, tratatul de la Adrianopol din 1829, prin anularea monopolului otoman asupra comerțului de la gurile Dunării, reintroducea țările române în circuitul economic al Europei. Acest lucru a avut efecte semnificative pentru progresul economic și social al celor două state, creând totodată premisele dezvoltării unei burghezii naționale. Situația s-a schimbat în urma războiului Crimeei între 1853 și 1856, când Rusia a fost învinsă de marile puteri, formate din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei, Imperiul Francez, Regatul Sardiniei și Imperiul Otoman. După război, în 1856, prin Tratatul de Pace de la Paris, se iau decizii care privesc și principatele Moldovei și Munteniei. De exemplu, Moldovei îi se atașează trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Ismail și Bolgrad. În contextul discuțiilor despre unirea celor două principate în 1857, marile puteri acordă acestora dreptul organizării unui referendum, adică consultarea populației cu drept de vot, despre unire. În acest scop, se constituiau adunări ad hoc, în care se discutau alegerile pentru divanurile ad hoc, care urmau să se pronunțe asupra organizării politice și sociale a țărilor române. În Muntenia, majoritatea membrilor din divanul ad hoc au spus da, pentru unire, însă în Moldova situația a fost mai controversată. Aici, caimacamul, locțiitor la conducerea Moldovei, Nicolae Vogoride, sprijinit de Imperiul Otoman, care îi promitea domnia, dacă unirea nu se va realiza, a falsificat listele electorale de reprezentare în divanul ad hoc. Șansa a făcut însă ca Vogoride să se destăinuie prin scrisori fratelui său din Constantinopol. Iar corespondența a fost furată și publicată în presa europeană la Bruxelles. Descoperirea a iscat scandaluri, atât printre români, cât mai ales la nivel european. Marile puteri au rupt relația cu Imperiul Otoman. Au solicitat întâlniri cu împăratul Franței, Napoleon, și regina Marii Britanii, Victorie, iar falsele alegeri au fost astfel anulate. În toamna anului 1857, în urma noilor alegeri, toți s-au pronunțat pentru unirea principatelor Moldovei și Munteniei. În 1858, Convenția de la Paris a stabilit mai multe prevederi referitoare la principatele române, dintre care cea mai semnificativă a fost unirea parțială a principatelor Moldovei și Munteniei sub denumirea Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, care rămâneau sub suzeranitatea Maiestății sale Sultanul și sub protecția marilor puteri.
În pofida actului unirii, țările române au continuat să funcționeze separate în mare parte, ca până atunci, cu doar câteva puncte comune. O comisie centrală la Focșani, care reprezenta un fel de parlament mai mic, înalta curte de justiție și casație și armata. Capitalele rămâneau aceleași, la București și Iași, și se intenționa ca domnitorii să fie diferiți. Așadar, actul a fost unul formal. Da, faptul că atâta amar de vreme am năzuit să ne unim și abia în 1918 am reușit marele deziderat, a însemnat că ceva ne-a pus la încercare, atât din interior cât și din exterior. Suntem la răscurce de drumuri, atât geografice cât și sociopolitice. Însă, din punct de vedere sufletește, noi am rămas creștini și am îndurat ordaliile acestei lumi. Am dăinuit prin motoul să nu ne răzbunați. Întâlnindu-ne cu Spiritul lui Hristos în toate micile și marile miracole prin care am trecut. Pentru noi Dumnezeu este, Hristos este, ființa divină este. Anul acesta l-am început cu dreptul și am continuat din păcate cu stângul, ca să spunem așa, datorită unor mici acte dezbinatoare între patrioți. Am vorbit despre acestea și sperăm să nu mai vorbim niciodată, să nu le mai abordăm, să nu mai fie nevoie, deoarece nu ne fac cinste. Se cuvine acum mai mult ca niciodată să fim dinpreună, să cooperăm și să ne întrajutorăm. Pentru că vremurile pe care le trăim, vremuri absurde, pline de minciuni, de falsități pe toate planurile, pline de ilegalități și corupție, sunt vremuri fără precedent în lume. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva. Niciodată nu am mai fost în acest fel dezbinați. Niciodată nu am mai fost în acest fel dezbinați pe criterii medicale, între inoculați și neinoculați, cu seruri experimentale sau între simptomatici și asimptomatici. De parcă starea de sănătate nu mai există, precum nu mai există prezumția de nevinovăție. Totul este un teatru al absurdului. S-a început cu religia, confiscată de bisericile care au modificat în timp scrierile sacre, ateizându-o și amputându-i natura divină feminină. Apoi s-a continuat cu filozofia, transformând-o dintr-una a sufletului, plăcută sufletului, prin care sufletul se autodezăvârșește, într-una a minții raționale. Apoi arta a intrat în subiectivitate. În loc să reprezinte natura divină, astăzi reprezintă natura umană, de fapt, prin care se autovenerează ca și când s-ar pupa în oglindă la sfârșitul secolului. Și știința, între timp, a pățit același lucru, s-a osificat, fiind confiscată de mințile raționale care au dat o ultimă lovitură, acaparând tot ceea ce e rod al gândirii umane, aristotelizând ceea ce trebuia să fie revelație, de fapt. Și unde am ajuns? La farsa globală de ordinul teatrului absurdului, care ne subjugă azi, făcând din experimentul Pitești un mic prunc. Divide et impera a trecut la un alt nivel de perversitate și răutate, dar și de prostie fără margini. Dezbinarea se face numai cu acordul nostru. Am mai vorbit despre acestea. Dezbinarea se face din interior către exterior. Și nu invers. Cât timp interiorul este integru, exteriorul nu poate să dezbine. Cât timp deschidem ușile casei noastre interioare, porțile castelului nostru interior, înseamnă că nu mai suntem demni. Altcineva deschide porțile pentru noi. Acela se numește ego. Este orgoliu, amor propriu, mândrie, mânie, invidie, lăcomie, frică și multe altele. Fiecare gând are în spate un gânditor. Cât timp gânditorul se enervează și gândește din pripă lucruri defăimătoare despre celălalt de lângă noi, înseamnă că doarme conștiința. Cât timp gânditorului e frică de viitor, va semna întotdeauna acte dezbinătoare, care îngroapă neamul și familia în pierzanie pentru mult timp, doar ca să scape,
să rămână la guvernare. Stăpânul care este conștiință este absent. Ce se face în absența sa face parte din legea cauzei și efectului. Viitorul devine sumbru și pierzania se cristalizează și mai tare în viețile noastre. Poporul unit nu permite niciodată sclavia și slugărnicia. Eroii noștri toți s-au martirizat, s-au jertfit, s-au sacrificat pentru ca noi încă să mai existăm și să mai avem o țară, să mai avem buletin, pașaport, să mai avem transport în comun. Opa, ce cuvânt e asta? Comun? Parcă l-am mai auzit undeva. În comun. Nu. Să mai avem hotare, poliție, jandarmerie, armată, politicieni, avocați, judecători, etc. Să mai avem stat, nu? Poporul unit este proprietar, atât pe bunurile sale materiale, pe resursele naturale, din ținuturile unde trăiește, cât și pe cuvintele, simțurile și gândurile sale. Poporul unit proprietar este liber să facă ce dorește și crede de cuvință cu tot ceea ce deține. Poporul unit își poruncește singur, nu alții poruncesc poporului unit. Acesta enervează teribil pe adepții globaliști, ai lui divide timpera. Ei nu sunt liberi în mintea lor și conștiința lor. Ei sunt victime. Astfel că își apără tarlaua, care este de fapt tarlaua stăpânilor lor. Noi întotdeauna ne-am exersat libertatea. Chiar și acum. Nu toți, e adevărat, dar cei câțiva care suntem, ne întoarcem în amfora păstrătoare de grăunțe de grâu. De acolo renaștem oricând ca pasărea maestră. Cum spuneau preotesele dace? Le dăm aurul râvnitorilor, le dăm tot, dar nu le dăm cunoaștere. Aceasta este grăunța și o adăpostim în noi. Mulți au trecut pe aici și n-au putut distruge grâul care a încolțit. Încolțește și va încolți. Aici, în diverse veacuri. Nu vedeți că poporul român este genial? Amfora în care ne păstrăm este pântecul Marii Mame din grădina Maicii Domnului, care este stăpână. De aceea femeile românce au un mare rol acum de coagulare a spiritului românesc, nu de dizolvare, nu pentru a-l dezbina. Bărbații războinici părăsesc cuibul pentru a pleca să cucerească lumea, dar s-au îndepărtat. Astfel că femeile acum au nevoie să-l reîntregească, adunându-ne și unindu-ne în familie. Familia se trage din arhetipul universal care este Sfânta Treime. Poporul unit are talanții lui Dumnezeu. Vedeți că Dumnezeu face deja umărășești în noi. Pe aici nu se trece. Astfel că Dumnezeu nu permite să se piardă grăunța și face miracole prin români. Aceia care a mai rămas. Miracolele încep prin noi înșine, spunând nu. Nu uităm cine suntem și ce rol avem pe pământ. Cea mai mare năzuință este unire. Iar aceasta se va realiza atunci când toți vom ști unii de ceilalți. Iar la o strigare vom răspunde și vom acționa ca unul. Când nu vom mai fi singuri și singuratici pe enclave. Vorbim o limbă patriotă. Și mergem înspre patrie cu tot ceea ce facem. Aceia care ne-am ales să dăm din viețile noastre pentru a apăra cetatea patriei, care e sub asediul Întunericului, încă de atunci și de acum. Patria a început la sat. Acolo se făurește natura umană, în fapte umane, civilizația însăși, pe această planetă. Am consemnat. Vă salutăm și facem un îndemn. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. Dacă v-a plăcut acest episod, dați-ne și nouă un like. Iar dacă vreți să fiți notificați despre aparițiile următoare, dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Și vă urăm
toate cele bune și un nou an minunat. La revedere!